Părinte, bună ziua, Doamne ajută, bună ziua, bună ziua și dumneavoastră. Ați fost așteptați, nu știu părinte, dacă știți că ați fost așteptați. Da, și noi am venit cu multe, multe daruri la dumneavoastră, ca zilele de Paște. Vrem și noi să dăruim un pic de lumina și căldura sufletului nostru în această zi mulțumim, sfântă. Care credem că Dumnezeu o să vă mulțească întotdeauna, o să vă mărească, ca să fiți tot așa de darnici totdeauna. Vrem să vă facem cunoștințe, da, și cu copiii noștri, care chiar dacă sunt mari unii, dar sunt copii la sufletul lor și buni și sunt precis că îi așteaptă darurile dumneavoastră. Așteaptă. Haideți să-i vedem. Bună ziua, copii! Bună ziua, ce faceți? Doamna Marcela, povestiți-ne, ce faceți în aceste zile de Paște? Ca și fiecare om cu suflet mare, ne pregătim pentru sărbătorile, Sfintele Sărbători de Paște și împreună cu tinerii de la Centru de Zi Start confecționăm diferite lucrări foarte interesante. Am văzut niște picturi foarte desenate de către copii, uite, la magazinul bisericesc. Da, au și ei pe acolo. Chiar sunt niște tablouri foarte frumoase, desenate de către copii. Am văzut macii, cia frumos. Cine le-a desenat macii? Tinerii ăștia, talentați, bravo! Noi v-am adus, dragii noștri, noi v-am adus cadouri, uite, de la noi, de la revista Acuarel. Și vrem să vedem vouă la fiecare. Uite așa, câte o păsculiță, niște ciocolate la fiecare din voi. Da, voi spuneți, mulțumim! Marcela, eu vreau să vă zic că noi v-am mai adus încă o canapea extensibilă. Am înțeles că aveți nevoie de ea. Vă mulțumim din suflet, pentru că această canapea cu adevărat este foarte importantă, pentru că sunt unii tineri care au nevoie să se odihnească pe parcursul zilei și atunci este foarte necesară. De aceea vă mulțumim foarte mult pentru acest dar. Vă mulțumim, părinte, și dumneavoastră că faceți un lucru mare și ne-ați îndemnat și pe noi. Să venim aici și chiar am înțeles că chiar pe suflet ni s-a făcut mai bine.